Bună toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Blockade 3D. Astăzi o să facem review la o nouă armă și acea armă se numește Bizon. Da, e un bizon. Și damage are 14. Teza de tragere e 14,3, deci este imensă, mai băieți, imensă. În încărcător 64 de gloanțe. De rezervă clasicul 240, distanța tot clasică, 80. Și la descriere zice... înțeles, ci că-i fiul a doi care au făcut niște arme legendare. Aparent e puternică. Da. Numai eu am văzut cât de repede au zburat toate gloanțele astea. Oh my god. Nimeni acolo? Opa! Se descurcă. Arma se descurcă. Și da, costă cam 25 de bănuți în momentul de față. Ia de aici. Ca sunet e ok. Din colo l-o furat ăsta. Așa. La scoar momentan e cât e cât bună. Ia de aici. Numai că gloanțele, băieți, se duc repede de tot. Deci se duc repede de tot. Așa, m-a omorât. Oricum e bine că m-a omorât pentru că mai aveam cam un cărcător și ceva. Și hai să vedem ce mai putem face cu arma asta care, după părerea mea, e bestială. Pare rău că m-am bâlbâit așa un pic. Numai că așa se întâmplă câteodată. Cineva pe aici? Nimeni. Băi, ce voci, mi s-a îngroșat parcă un pic, nu știu. A? Ce nu-i încercat? Ia mă de aici, te-ai speriat din numa. Ia de aici. Ăla-i mort. Aoleu, trebuie să-mi găsesc cover. Atât. Ăla-i mort. Ia să vedem. Nu-l pot prinde. Mort ăsta. Ca Iron Sight e cam ciudat. Sincer, nu prea-mi place. Ah. M-a omorât. Opa, cineva sus? Ai un cadou. Nu, nu a mers. Se pare că nu s-au făcut ca să dau cadou. Nu! Da, era cineva sus, aparent. Ba, nu, uite-l, ba. Ok, l am omorât și pe ăsta? Pe bune? Nu! Ah! Chestia că m-a luat prin surprindere. Băi, ce scor avem? 11-4. E bun. Chiar e bun. Ia de aici. Dacă dați la cap, îl rupeți în 2 secunde. Pentru că chiar dacă arma asta are un damage de 14, așa, era chiar 14, fire rate-ul îi tot ce o face mai puternică. Și dacă te mai pui... Opa! Te-am văzut. Pe ce loc ca lumea am găsit? Nu-l cunoșteam pe ăsta. Vine? Ia de aici. Da, nu-mi place să campez. Ia să distrug eu chestiile astea. Mort. Mort. Așa. Chiar merge bine cu arma asta, ce pot să zic. Mort. A, l-a furat altcineva. Ce a încercat să mă omoare. Ah, și m-a nimerit. Hai că încerc să ajung totuși în topul echipei. Ok. Oh, au venit doi pe mine și m-am zăpăcit. Fier ar să-i fie de treabă. Ia de aici. Nu, n-ai să vezi. Ah, o văzut de fapt.
Așa, e mort. E bun. Bine că e mort. Cineva pe acolo, nu văd pe nimeni. A-a, te-am văzut. Mort. Nu-i nimeni. Ia, mă sui aici sus. Mort. Fierar, n-am cover, n-am cover. Iese cineva din bază? Na, nu iese. Trebuie să-mi găsesc din nou un cover destul de bun. Ia, mă sui aici. Ia, de aici. Opa, te văd. Te-am văzut. A, și m-au văzut și nate asta. Hai că scorul deja e destul de bun. Arma vă recomand, clar, deci vedeți cât e de epică. Deci efectiv îi rupe pe băieții ăștia. Și aparent m-au rupt și pe mine cineva. Mă enervează ăștia cu VSS-ul. Da, și un pic și ăștia care stau în continuu și construiesc. Normal, normal, cum să nu. Numai că nu știu unde-i... Unde stă fratea asta? Nati asta, că mă enervează deja. Stă și campează ca o... Cred că e sus undeva. Ba nu, nu-i sus. Bă, frate, de unde ne împușcă? Asta e ciudat. Trage de undeva, dar nu știu de unde. A murit? Nu a murit. Gata, știu unde-i. Îi în clădirea aia. În clădirea asta se ascunde. Uite. Gata, am văzut-o. Numai că-i nașpa că de acum ne campează ca... Să nu zic eu cine. Mori. Gata, e cu tine. Doamne, ce enervant a fost. Ia, mă pot? Da, pot să sar pe aici, bine. Ia să vedem ce mai fac verzulenii. Na, nimic nu fac. Aici... Tot nimic. Pe acolo, tot nimic. Nimic. Iar cu VSS-ul. Tu-ți VSS-ul tău. Atâta cu VSS-ul ăla de 2 bani. Na, mă, de aici. Până te învârți tu... Învârt eu în capul tău vreo 35 ceva de glanțe. Nu știu câte am dat în ea. Morți, mori, mori. Da? Crezi că nu te-am auzit? Na, că ai murit și tu. Chestia e că am dat în body. Asta e prostia făcută de mine. Pe cine am omorât? Pe X-Story. Bă, și tot Story m-a urmărit. M-a omorât, de fapt. Știu că campezi acolo. Și ai aruncat o grenadă. Ai, ce mă enervează ăștia, băi băieți. Mă enervează din numa. N-ai să vezi. Tot eu mor. N-ai, nu cred că a venit cu o porcărie de MG. Băi, ce mă enervează ăștia cu MG-ul. N-a de aici. N-a de aici. Așa, așa. Hai că mai încercăm așa cât de cât puțin, puțin, puțin. Ușor, easy. Vino-ncoa și tu. Te-am omorât. Băi, în general, cam aceasta este arma. Sper că vă place. Sincer, vă recomand. Ea nu-i tare scumpă. Cred că o puteți să-ți cumpăra de cum intrați în joculețul ăsta și faceți un nivel 5 cu primele arme. Și da... Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!